Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit de, și de carne de cultură? Ce e, mă, carne de cultură? Băi, am auzit ceva, dar nu știu exact ce. Zicea ceva, da. Este o carne crescută în laborator. Așa. Care e carne propriu-zisă, adică nu e de aia din mazăre, vrăjeală, nu știu. Este carne propriu-zisă, nu vine de la animal. Crește din niște celule recoltate etic. Uh-huh. De unde vine? De la original, de la animal. Original? Da. Au luat niște celule. Da, și după aia cresc în laborator carnea respectivă. Deci că e foarte fragedă și foarte gustoasă. Se uită. De ce te uiți așa la mine? Încerc să înțeleg. Se presupune practic că au luat o bucățică de carne. Da, și prin niște proceduri specifice ea de crește fără ca animalul să trăiască, am înțeles. Da, ei creează mușchiuleț, antricot, ce mai creează ei, știi? Cremvârști. Probabil. E un fel de cremvârști, dar cred că de calitate mai bună. E o discuție întreagă pe tema asta, adică principalele argumente pentru carnea de cultură sunt că e mai etic în felul ăsta, adică nu mai există suferința animalelor. Și după aia, sigur, nu e poluare, se consumă mai puține resurse și așa mai departe. Unii cred că ăsta va fi viitor, o să primim, o să putem cumpăra carne de cultură crescută la metru. Etic, la metru cub. Se taie cu foarfeca. Dați-mi și mie, vă rog, 12 metri de carne. Coți de... Am o nuntă și fac sarmale. De cum... care vreți? Cum era marmelada da, pe vremuri, care venea în cutie și se tăia cu exact. Cuțitul, așa, în cuburi. Așa o să fie și... Dați-mi și mie un cub de antricot. Bun, n-am încercat, nu știu cum e, aș vrea, nu sunt curios, e destul de rară deocamdată, adică nu e chiar o problemă de actualitate, e scumpă, e deocamdată încă ține așa de experimente de laborator, nu e produsă pe scară largă, sau ce puțin așa știu eu. Nu cred că găsești prin supermarketuri nici pe afară așa ceva, dar viitorul, mă rog, e mereu foarte aproape. Da. În lumea de azi... De unde pe subiectul ăsta, care nu e chiar actual, am descoperit o intervenție, cu simpatie spun, quasi comică în discuție din partea unui cercetător român. Deci, întrebat de ziarul Adevărul. Deci, ziarul Adevărul a găsit un domn profesor universitar de la Facultatea de Științe și Inginerie Alimentelor din Galați, domnul profesor Alexe, Petru Alexe. Și l-a întrebat de ce sunt reticenți românii în privința cărnii de cultură. Ceea ce, sigur, eu o presupun. Adică sunt românii reticenți în privința cărnii de cultură? Că n-am avut ocazia să vedem dacă suntem sau nu reticenți, să vedem carne de cultură și să zicem că nu consumăm. Dar poate mai avut un interviu în ziar cu câteva zile în urmă în care a întrebat un român dacă e reticent. Sau doi. Cum? Asta e partea a doua, e continuare. Știi ce zic? Mai întâi i-a întrebat pe unii. Îi găsește circunstanțe. Ce ziceți, măi, oameni buni de carnea de... nu, ne place și... Creează contextul. Deci cine a încercat carne... Stai, cine a încercat carne de cultură? În România. Pe România sau oriunde altundeva, să ne dea și nouă un mesaj. 07283132, 3 de 1, 3 de 2. Să vedem care este situația cu carne de cultură. Revenind. Că adevărul întreabă profesorul universitar. De ce sunt reticenți românii la consumul cărnii de cultură? Și domnul profesor dă următoarea declarație pe care eu sunt convins că băieții de la Divertis ar fi apreciat-o foarte mult. Ia. Zice așa, citez. Cred că, zice domnul profesor, tradiția românească este legată de un atașament al românului față de animalele pe care le-a crescut. Și e greu să renunțe la carnea din animalele pe care el le-a iubit, le-a crescut pe lângă gospodărie, s-a atașat de ele. Really? E adevărată declarația asta? Imaginea pe care... Nu mâncăm carne de laborator pentru că noi creștem animalul, ne atașăm de el, îl iubim foarte mult și după aia îl luăm în brațe și tăiem gâtul, spunând să știi că te iubesc atât de mult, dar aș vrea să te mănânc. Adică noi mâncăm ce iubim. Tati, ele costel, cocoșul nostru. Da, serios. Adică explicația, sincer, mi se pare super funny din punctul ăsta de vedere. Știi? Foarte tare. Genial. Să mă aduce aminte de tata, Dumnezeu să-l odihnească, tata copil de țărân sărac din nordul Moldovei și, mă rog, erau mai mulți frați, cum se întâmpla acolo. Și mereu se confruntau cu problema foamei, că alea erau vremuri în care se făcea foamea cu adevărat. Nu că ți-e foame și ai mâncat ceva la fast food. Și tătuca, adică bunicul, la un moment dat a reușit și a cumpărat un godac, un purcel, pe care l-au crescut cu mare dificultate tot anul, nu cu gândul ca de Crăciun să-l tai și să aibă și ei carne, carne pe câteva masă. Luni, cum ar veni.
Și ăștia copii, evident, l-au numit Ghiță, că cum puteau să-i spună altceva decât Purcelul Ghiță, și era prietenul lor. Adică toți copiii s-au jucat cu Purcelul Ghiță și Ghiță era ca un cățel, adică mergea făcea parte din familie, tot, făcea parte din familie. Numai că asta e, a venit momentul în care au trebuit să îl taie. Iată, a venit Ignatul. Domne, l-au tăiat pe Purcelul Ghiță, prietenul lor, și toți copiii au plâns de săreacă mașa de pe ei. Și tătuca i-a pus la masă cu friptura, înțelegi, cu tocan în ce a făcut, și ăștia plângeau toți la masă. Nu vreau să-l mâncăm pe Ghiță! Mănâncă-l pe Ghiță! Cum să nu-l mănânci pe Ghiță? Mă, pentru tine am muncit să crești mare. Nu vreau să-l mâncăm pe Ghiță! Și au plâns pentru bietul Ghiță. Asta, domn profesor, cred că n-a crescut în viața lui un animal să gândească cum iubește animalul și după aceea ia gâtul, jupoaie, îl jumulește ca să-l facă ciorbă, supă, tocană sau ce altceva. Au venit mesaje, oamenii nu ar mânca, deci aparent, aparent sunt reticenți, n-a încercat nimeni. Iar Cătălin zice, neața, cred că românii vor fi din ce în ce mai reticenți în privința cărnii de orice fel din cauza prețului. Aha, da, bună observație, bună observație. Aole, o să vorbim despre prețurile dimineața. Eu stare curios dacă o să apară cum au apărut imprimantele astea 3D de faci plastic, ciment, ce vrei tu și construiești așa. Să fie imprimantă de antricot. Să fie imprimantă de antricot. Eu sunt convins că da. La îți iei una acasă, micuță, o pui așa, zici mâine, uite ce mâncăm mâine. Păi să-ți iei toner special. Păi ți-i toner special. Și o să fie compania de imprimante aia HP, nu? Da. Aia vând imprimante ieftine și după aceea consumabile scumpe. Exact. Așa, o să-ți dea imprimanta 3D de carne la un preț de nimic. Dar ce are domnul ăla de costat? E toner Angus. Exact. Da, o bălțată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.